În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, auzim cuvântul Sfintei Scripturi care ne spune: credința vine în auz, auz-o din propovăduire. Ce importantă este propovăduirea și ce importantă este ascultarea cuvântului. Ce important este semănătorul, ce important este primitorul. Și de o parte și de alta este o lucrare. Ce important este, omule, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Căci ascultându-l și primindu-l, iată, primești credință. Dacă e slab, te întărești în credință și crești în credință și trăiești în credință. Ce important este să pui seama pe cuvântul lui Dumnezeu, să ia minte la ce a spus și să transpui în viață. Ce important este să deschizi inima când auzi cuvântul lui Dumnezeu, ca să intre acolo, să se scrie pe tabla inimii ce important este. Și bine e dacă o facem. Acea femeie, Lidia, când a vorbit Pavel, scrie acolo și a deschis inima. Și așa intra cuvântul sfânt acolo și a devenit creștină acolo. Îi se spune la cartea Faptele Apostolilor. Ce important este să își facă loc cuvântul lui Dumnezeu la tine în inimă și să iubești ceea ce spune El. Important. Ce important este să înțelegem mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegem, atunci l-am auzit degeaba. Să știm ce vrea să ne spună în mod adevărat și real. Ce important este, dacă îl înțelegem, acest mesaj să-l primim, să fie al nostru. Ce important este, dacă l-am primit și al nostru, să credem în el, să credem la Dumnezeu cuvântul și mesajul și așa să trăim în el ca un mesaj de la Dumnezeu. Dacă le facem pe acestea, am primit pe Dumnezeu un suflet și îl avem. Azi avem o evanghelie deosebită. De la Luca 18, 35, 43, ni se spune în ea următoarele. Și când s-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum cerșind. Și auzind el mulțimea care trecea, întreba, ce e aceasta? Și au spus că trece Iisus Nazarineanul. Și el a strigat zicând, Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Și cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă. Iar el, cu mult mai mult striga, Fiule al lui David, fie-ți milă de mine! Și oprindu-se, Iisus a poruncit să-l aducă la el și apropiindu-se, l-a întrebat, ce voiești să-ți fac? Iar el a zis, Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după el, slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu. Fraților,
Un orb ședea lângă drum și cerșea. De aici trăia el, din asta. N-avea al venit. Din asta. Oamenii de acolo îl cunoșteau și îl știau, cei de acolo. Străinii poate nu-l știau. El a umblat la sinagogă, mult sau puțin, nu știm, nu ca alții care vedeau. N-a putut citi în cartea legii ca cei ce vedeau, că n-avea cum. Dar ce a auzit citindu-se, ce a auzit comunicându-se, a primit și a crezut. Asta e foarte important. Degeaba auzi dacă nu primești și nu crezi. Degeaba se citește legea dacă iei pe o parte și iese pe alta. Degeaba. El a auzit și știa că Iisus Hristos, Mesia, e fiul lui David. Și a crezut în asta. Știa că va veni. Și a zis, uite, e aici. Acum va trece pe unde sunt eu aici. Și iată, el strigă să-l ajute. Credea. Și de aceea strigă. El credea în Iisus Hristos ca Mesia, ca Dumnezeu adevărat. Și de aceea îl numește fiul lui David. Nu Nazarineanul, cum au zis unii. Trece Iisus Nazarineanul. Nu, ci fiul lui David. Așa-l numește el. Că așa-l numeau prorocii și profeții. Vedem cum el îi depășește pe alții. Ce au fost poate mult la sinagogă și la templu și au citit. El mai puțin, dar a primit, a păstrat și a crezut. Unii de acolo credeau că Iisus este doar un om mai deosebit, care învață mai deosebit, atât. Nu credeau că Iisus este Mesia cel promis, nu credeau, dar orbul a crezut și i-a întrecut în credință pe aceea. Vedeau, ziceau că văd, dar sufletește nu vedeau. Orbul avea vedere sufletească, interioară și avea credință. Dar oare aceia, ce făceau cu minunile făcute de Iisus Hristos? Că aceia au văzut că Iisus vindeca bolnavi, învia morți, certa vântul mare, mulțea pâinile. Oare ce au zis ei despre asta? N-aveau ce zice, nu comentau. E un proroc mai mare. Dar cel care poruncește morții e Dumnezeu? Care iartă păcatele e Dumnezeu? Iar orbul știa că el e Dumnezeu, cel ce le poate pe toate. Și de aceea striga cu glas mare și n-a tăcut. El era în durere. Nu știm de când, nu știm. Dar era acolo și cerșea. Dar el stătea acolo, așa cum era el, de mulți poate batjocorit, umilit, poate mulți aruncau vorbe grele, dar el stătea. Poate Dumnezeu se va îndura de el și îl va ajuta într-o zi. El stătea așa, sau poate era așa spre slava lui Dumnezeu, stătea cum a stat cândva Iov pe gunoi în afară de cetate și el stătea acolo afară și cerșea. Aștepta și Iov ajutor, aștepta și el ajutor. Și ajutorul a venit, căci cel credincios nu-i uitat de Dumnezeu. Orbul își ducea crucea în fiecare zi și o ducea și niciodată n-a băgat de vină că e prea mare, că e prea multă sau altceva, ce o ducea. Că nu știa ce Dumnezeu a hotărât cu el. Și dacă nu știa, el o ducea. Dar o ducea cu credință. Aude mulțime de oameni trecând pe drum. Aude fremătând. Și întreabă el, ce este?
Cine este? Ce se întâmplă? Și s-a spus, trece Iisus Nazarineanul. I s-a prins o lumină mare înăuntru lui. Acesta e Mesia, e Dumnezeu, ce poate să facă orice. Și de aceea el a zis, cum să pierd momentul acesta? Să treacă pe lângă mine și să nu-l rog să mă audă, că știu că vrea, că e iubitor de oameni. În Dumnezeu toate sunt cu putință. Vedem că unii cer să tacă, dar el nu o face. Unii îi deranjească, îi le strigă și îl ceartă. Cum se poate isca cearta pentru o rugăciune a unui om? Că nu i-a convenit lor să fie doar ei auziți și văzuți? Sau ce-au vrut ei? În tot cazul, nu aveau inima prea bună. Nu aveau. Dar omul n-a căutat la ei, ci la gândul lor și la credința lor. Putea să se iște vrajbă, gata, una, două, că așa se poate isca vrajba între oameni. Și nu-i bine. Dacă ne oprim aici, l-au oprit și l-au certat, cum se poate isca vrajba și cearta repede? Citeam în acest sens un exemplu despre vrajbă și dușmănie, și anume, un bărbat avea o mamă certăreață și rea. Cum zice el câteodată, mama e cam acră. Așa era. La orice băga de vină. Nimeni nu era bun. Și el și-a luat soție și aceea tot așa. Curios. S-au întâlnit două săbii într-o teagă și nu încăpeau, bineînțeles. Ce să fie pace în casă? Că era război continuu. Nu știa el cum să facă pace între mamă și soție. Ținea și cu una și cu alta. Voia să fie liniște. Și nu reușea de multe ori. Nu reușea. Că erau certărețe. Tare. Într-o zi a zis așa, vreau să fie liniște în casă, că mă duc să iau niște pantaloni, că-mi trebuie. Și a zis una, să iai, dar să fie culoarea albastră. Cealaltă a zis, da, să iei, dar să fie culoarea galbenă. Acum de care să asculte? Ascultă de una, intră în gură la cealaltă cât îi poartă. Ascultă de cealaltă, intră în gură la cealaltă cât timp trăiește el, că n-a ascultat-o. S-a dus la un croitor, nu i-a cumpărat din magazin. Și-a dat comandă la pantaloni speciali. Și anume cu dungi. Cu dungi albastre și galbene. Și așa i-a făcut. Să împace și pe una și pe alta. Și a venit și le-a arătat, uite, i-am făcut cum a zis voi. Priviți doar culoarea care vă place vouă de aici. Acum ce să zică ele? Dacă el totuși le-a ascultat în parte. A ascultat-o și pe una și pe alta. S-a împărțit între ele să facă pace. Dar zice, uite, vreau să văd cum îmi vin. Când i-a probat, mai lungi cu o palmă. Nu-i poate purta. A zis, știi ce? Aș vrea careva să-i scurtați. Că sunteți femei, vă pricepeți, dacă nu o să duc la croitor. Și a pus în dulap. A plecat. Trecut o zi, două, trei și într-o zi, iată că mama iese din casă și a plecat undeva. Și a zis soția lui, bine că s-a dus, că nu încăpeam de ea. Bine că s-a dus și acum știi ce fac? Scurtez la soțul pantalonii cu o palmă și când vine o să vadă el cine ține la el. Să vadă cine cu el și pentru el. Și a făcut-o. El a venit seara târziu de tot, noaptea pentru neric, nu a fost când să se uite la pantalon sau ceva, doar s-a culcat
A doua zi pleacă la muncă din nou, dar a doua zi pleacă în oraș soția lui. Rămâne acasă mama și zice ea, bine că s-a dus în oraș, că nu mai în cap de ea, de vorba ei și de gura ei, bine că s-a dus, dar lasă că-i arăt eu ceva și la feciorul meu. Lasă că-i scurtez eu pantalonii și asculta cu o palmă. N-a știu că în altă zi mai înainte sau atunci a ascultat și cea noră sa. I-a mai tăiat o palmă din pantalon. I-a tăiat, i-a aranjat și i-a pus în dulap. Acum, când a venit la ziua următoare, liber, s-a dus și în fața lor să-și ia pantalonii pe el. Acum el e curioasă să vadă, curioase, ce va zice el. Fiecare vrea să se laude, vezi ce am făcut eu. Când a luat, a fost cândva mai lung cu o palmă, dar cu o palmă aia s-a tăiat pe urmă și a tăiat și mai mult. S-a scurtat de tot. S-a uitat la pantaloni și apoi s-a uitat la ele. Care-i vinovata? Fiecare știa că i-a tăiat. Dar nu știa care e vinovata de mai scurți. Nu știa. Au tăcut și au zis el, să tăceți de aici înainte așa, să păstrați tăcerea în casă, să nu mai fie ceartă și vrajbă, să pot vorbi eu măcar liniștit. Voi să tăceți. Și una față de alta, să nu mai aveți vorbă grea sau ridicată. Ați înțeles? Care v-ați făcut ceva? Și toată viața îi pun aici la vedere să se vadă. Că uite ce ați făcut. Și au început de atunci să fie cu glasul mai mic și cu vocea mai liniștită. Și bucuria s-a așezat acolo în casă. Unul din Evanghelie, el a strigat în necazul lui ca Iisus să-l audă în acel zgomot ce se făcea de mulțimea care trecea. El a lepădat alte griji de a cere. Câți vin, dacă vin mulți, să-i dea mulți bani, că el cerșea. Nu s-a mai gândit să ceară de la unul sau la altul, că Doamne, să bucure că sunt mulți și că străini poate îi dau mai mult. Avea alt gând, a lepădat acele gânduri și avea altul, să strige ca Iisus să-l ajute. Așa trebuie să facem și noi când venim la Dumnezeu. Să le pădăm orice gând și toată gria cea lumească. Era cândva un călugăr credincios și acela mergea la biserică des și se ruga. Dar el făcea ceva și lumea îl vedea. Când mergea la biserică, închidea ușa după el. Înainte de a închide, scotea capul și zicea, grijilor pământești, voi stați afară. Stați că mă duc la întâlnire cu Dumnezeu. Și de aceea, voi aici să rămâneți, până vin înapoi. Când vin vă eu înapoi, să vă împlinesc. Dar aici nu intrați cu mine. Că înăuntru am întâlnire specială. Oamenii s-au mirat. Și l-au admirat pentru cuvântul lui și au zis, uite, așa trebuie să facem și noi. Așa trebuie să facem și noi, precum acel din Evanghelie, omul orb, ne rugăm, nu contează ce zic alții, ne rugăm totdeauna lui Dumnezeu. Când ziceam psalmistul, Doamne, striga de tine, auzi-mă, și noi să strigăm, poți striga și încet, dar strigi din adâncul inimii, că Dumnezeu aude acel strigăt al inimii. Și asta vrea Dumnezeu să o facem noi în orice clipă. Oare acea femeie păcătoasă știa că Iisus e în casă, la cel tăbăcar, dar dacă a știu că e acolo, a lepădat orice grijă, orice muncă, orice altceva, s-a dus la el, acolo. Să împlinească gândul ce l-avea ea în inima ei. Și l-a împlinit.
și a fost iertat de păcate. Ce mult contează să-L vei pe Dumnezeu și El vine cu vindecarea, cu iertarea, cu ajutorul. Ce mult contează asta. Și dacă ne uităm, în lumea apostolilor îl vestesc pe Domnul Iisus Hristos. Când s-au dus, au lepădat grijile lor. Petru și Andrei lasă corăbiile, lasă familia și pleacă. Iacov și Ioan lasă pe tatăl lor și mrejele și se duc. Matei lasă acolo vama și se duce. Altul altceva, fiecare. Și au plecat în lume să ducă Evanghelia. Nu s-au gândit decât la asta. Ori în Evanghelie s-a gândit cum să îl audă Domnul Iisus Hristos pe el. Cum să știe că el e acolo, în necaz, și el nu poate merge, că e orb, se bate de alții. Dar să-l audă că își credea că Iisus e Mesia, e Dumnezeu. Și de aceea, când alții l-au oprit, s-au spus să tacă, n-a tăcut. Și bine a făcut. Iar Iisus s-a oprit în loc. Chiamă să-l aduc la el și-l aduc. Vedeam ce vrea și spune să vadă și iată omul vede. Ni se arată aici ceva foarte important și anume Domnul Iisus Hristos nu trece pe lângă omul aflat în încercare. Domnul Iisus Hristos e lângă fiecare om, oricine ar fi el, că-i bogat, că-i sărac, că-i bolnav, că-i sănătos, nu contează. Pe toți îi vrea și pe toți îi iubește, căci toți poartă chipul lui Dumnezeu. De aceea s-a oprit. Ne arată că fiecare om pe Dumnezeu este important. Nu doar unii, ci fiecare om. Și a venit ca pe toți să-i ajute, nu doar pe unii. Voiau cărturarii farisei și saducheii să intre doar în casă la ei. Dacă intra în casă la alții, a zis, de ce intră acolo și stă cu ei? Voiau ca ei să fie undeva deasupra și așa se vedeau ei, se socoteau, se judecau mai presus. La Dumnezeu toți sunt egali și pe toți îi iubește cu aceeași iubire. Da, dar uneori noi zicem da, dar am multe greutăți, am multe de dus. Cândva era un general de armată și avea multe de făcut și expediții și lupte și bătăi și multe altele. Și îndemina multe, că lucra cu oameni și cu dușmani. Și era întrebat, dar dumneata ai multe, te ocupi cu toate, că vin greutățile, ce faci? Ce faci? Cum treci peste ele? Și a zis, când văd că vin multe și mari, le biruiesc în genunchi. S-au uitat toți. Și a zis, cum? Păi în genunchi mă rog lui Dumnezeu să mă ajute, ca să fie cu mine, să mă ajute. Precum cândva Pavel acolo pe malul mării a îngenunchiat și eu stau în genunchi. Unde mi este locul sau nu mă prinde vremea? Că doar vorbesc cu cel de sus. Așa suntem chemați și noi când zice că avem greutăți, să luptăm în genunchi. Și dacă luptăm, Dumnezeu ne dă ajutor. Da, dar uneori vedeți, uneori dacă noi cerem ajutor sau dacă Dumnezeu ne ajută și o ducem bine, unii sunt invidioși. Invidia va fi totdeauna sau pornirea rea. Ce-au vrut aceia să facă orbul, să tacă, să-l pună deoparte? Nu audă nimeni. Deși i-a întrecut pe mulți în credință. Cine din ce erau acolo? I-a întrecut pe mulți. Pentru aceia erau doar în Iisus Nazarenul, pentru el era Dumnezeu, Mesia, fiul lui David. I-a întrecut.
Unii da, vor să ne pună deoparte, să ne scoată parcă din viață, dar nu contează voia lor, contează ce faci tu. Și așa e câteodată. Unde nu te aștepți, vine răutatea și invidia și pornirea, care nu trebuie pornire. Și în acest am citit un exemplu și anume, un stareț deosebit de mănăstire primește la el în mănăstire un bărbat, dar îl cunoștea. Știa că e credincios. Știa că e smerit. Știa că e rugător. Știa că e om la locul lui. Știa că își face treaba lui. Știa că e cu Dumnezeu. Știa și de aceea l-a primit. L-a primit, dar aceea trăia viața așa cum trebuie. Viața în călugărie și mănăstire, cu toate cerințele ei. Numai că într-o zi, ceilalți l-au văzut că îi trece pe ei și mai mult decât ei. Că aceia mai săreau în trăirea lor, peste o lege sau peste alta. Și pentru că acela era mai deosebit, vin la stareț și au zis, părinte stareț, ne-am adunat toți la dumneata. Știi de ce? Și au zis starețul, de ce? Ori îl dai pe el afară, ori plecăm noi toți. Nu l-au suportat. Deși acela n-avea treabă cu el, cu ei. Nu ne-a zis nimic. Pentru că întrecea în trăire, nu l-au suportat. Dar răutatea era inima lor. Nu inima acelui om, ci în ei. Iar starețul le-a spus așa, v-a spus vreo vorbă urâtă? Păi n-a spus. V-a certat pe vreo oarecare? Nu ne-a certat. Dar se poartă cu mândrie? Nu se poartă. Și atunci ce aveți voi cu el? Urmați exemplul lui. Și căutați să călcați pe urmele lui și voi. Că el calcă pe urmele lui Hristos. Căutați. Și atunci va fi și mai bine. Dimpotrivă, el este bun pentru noi aici. Trebuie vedeți că e liniștit și la locul lui. Om al păcii și al răbdării, om al bunătății, al rugăciunii, al credinței. Cum să zici, du-te tu afară și atunci cine să rămână? Sau ce faceți voi? S-au rușinat și au plecat, s-au dus, dar întâi știm că au lăsat răutatea în ei și n-a fost bună. Dar să înțelegem, ce mare este să știi că lucrul să te întâlnești cu Dumnezeu. Ce mare este. Iar cine își dă seama despre asta, are o bucurie lăuntrică. Orbul nu era doar cu rugăciunea, ci și cu bucuria înăuntru lui, că iată-i Dumnezeu lângă mine. Mă pot întâlni cu el și aici aproape, dar îmi poate da și bucuria vederii. Și Iisus i-a dat-o. Unii înțeleg, alții nu. Cândva era un mare tenor într-o țară, un tenor deosebit. Și o dimineață vede pe un compozitor mare intrând la biserică. Și merge după el. A stat la slujbă și la sfârșit întreabă pe compozitor, dar dumneata, de ce vii aici la biserică? Să pierzi vremea. De ce vii? Că nu te înțeleg. Mare compozitor. De ce vii? El compozitor i-a zis doar atât. Ora aceasta petrecută aici e cea mai frumoasă oră din zi pentru mine. Căci o petrec cu Dumnezeu. Și acela s-a mirat, s-a minunat și a zis, voi face și eu ca tine, să fiu cu Dumnezeu și eu. Ce bine e! Orbul a strigat după Mesia, după Iisus Hristos, Domnul nostru, și iată-l vindecat. Dar aude el și toți de lângă el, aude cuvintele, credința ta te-a mântuit. Ce importantă e credința! Ce te mișcă ea, ce te schimbă ea! Să avem și noi la fel, lucrătoare,
luptătoare și ea ne pune lângă Dumnezeu. S-o avem. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Ai născut nouă pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Sfântul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! De Dumnezeu să primească Sfânta Slujbă și să dă bine cu linteze în vecii vecilor. Amin.